Mai zi să vedem ce ne spun în această scrisoare. Hai să vedem. Factură, să nu vă uitați. Doar 10 euro, ce e asta? Nu, 10 kg. Total weight. 10 kg. Wow, cum arată. Wow, science fiction. Cutia. Șoricei. Luați-o. Wow. A, vezi că e în stânga. Aha. Aha. Da. Unde a da. Ușor. Bine. N-am prins-o. E, voilà, asta unde? E. Aha, doar așa. Wow, ce calume arată, nu? Da, să vedem. Să vedem. Hap, hap, cuțitașul. Hap, hap. Îmi se pare că se poate deschide, nu? Îți dai seama. Că e vreun secret. E vreun secret. Dar nu știu încă. Secretul trebuie tăiat. Vino să le tai. Nu. Nu merge? Ce mai contează? Trebuie tăiat? De aici, de aici, aproape. De aproape. Unde? A? De aici? Mai aproape, mai aproape. De aici? Mai sus, mai sus. De aici? Aha. Una. Băi, nu tăie lângă. Și încă una aici. Și să vedem ce ne așteaptă. E, voilà! Toate bonusurile, bijuteria. Crimul. Cărpiță. Cărpiță frumos de șters. Thank you, thank you, thank you. We have fun with your device. Demo info. Miroase parfum. Să vedem bijuteria. Crim. Ha, ce are de asta, știi că nu la mort. Hai că, ridicat-o. Ușor. 10 kg. Nu are 10, are vreo 3. E, voilà. Ultima cremă. Crema cremelor. Wow, ce butoane. Ce butoane. Wow, cum arată. Crim. Butoane super mișto. EQ compresor. Compresor EQ. Pornim spre aeroport. Premieră cu mașina 100. 783. Vechiul 783 s-a transformat în 100. Am ajuns la aeroport îmbrăcați de vară pentru că urmează ceva senzațional. Scăpăm de frig. Avionul lui Vlaicu. Scăpăm de frig. Wow, ce frig e afară. Am îmbrăcat de vară. De primăvară, nu de vară. 50 de lei să ne înfășor cu plastic. 50 de lei. Două sandwich-uri în aeroport sau un bilet de avion în Abu Dhabi. Bilet de avion în Abu Dhabi. Să
Ai avut cautere și la... Am aterizat, după 4 ore am aterizat, nu mai devreme decât era stabilit. 4 ore 30, ne-a costat aproape 50 de euro pentru două persoane, 25 de persoane. Cât mega sandwich-uri de fiecare din aeroportul OTP. 20 de grade, cât de bine, cât de bine, am dat toate hainele de jos. Tu încă mai ai drăcută, am mai forțez puțin. Ce să vă spunem la mulți ani, că nu v-am spus nimic de sărbători, să aveți un an cât mai bun, cu multe călătorii și să fiți sănătoși. Un cetățean și-a uitat cartea, mergem să-i o dăm. Cât de calm arată aeroportul. Hai, papă. Apă la discreție de început. Drinking water în arabă, dacă nu știați. Ne-au întrebat dacă avem drona, dar după aia au zis, este ok, dacă aveți paper pentru drona, totul e ok, deci poți să fii cu drona. Ne-am lăsat-o acasă de data asta, că nu mai aveam chem de drona. Oh, cât de calm arată, nu? Exit, în față. Mă schimbăm bani, toaletă, ceva. Spre bus, în dreapta și SIM card. Și o mare combinație, ha, filat card. De aici din față se ia și mai trebuie plătit cardul. Se poate cumpăra și de la automatele de carduri care se găsesc în stația de autobuz, doar că acolo vi se va da un card de plastic pe care trebuie să-l plătiți. De aici vom lua un card de carton pe care nu îl vom plăti. Trebuie să mergem în centru. Centrum. Centrum. A costat 10 dirham reîncărcarea. Nu a trebuit să plătim cardul. După cum v-am spus, cardul de carton este gratuit. Iar până în centru o călătorie costă 4 dirham. Cursul exchange în aeroport 1 euro 3.6 dirham, iar aici avem toate informațiile necesare pentru călătoria cu mijlocul de transport. 2 dirham o călătorie, iar cardul, ne-a spus doamna de aici, că trebuie validat și la urcare și la ieșire. Se poate plăti cu cardul, nu trebuie să schimbați bani. Lasă cardul aici. Astea sunt cardurile. Trebuie să baci 10 AED pe ele. 10 dirham. 10 dirham, care? Adică două călătorii și îți mai rămâne câte 2-2. Lux. Lux. Hai pe busul local. Din dreapta n-a zis cum ieșim în partea dreaptă. Ne-a spus că se scanează la intrare și la ieșire. O să vedem. Contactul. Ah, ok. Oh, yeah. Uite-l busul. Aha, e bine. Ah, ce bine e, căldură, căldură. Despre bus am citit că vine la 40 de minute. Avem norocul că e în stație și ne așteaptă. Păi stai să întrebăm... Să întrebăm ce? Trebuie validat la urcare și la coborâre. Am lăsat busul, se validează doar în față. La ieșire doar în față, la urcare pe unde o fi. Am coborât din bus și toată lumea, Dubai, 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 mașinile. Dubai, Sharm. Pasarela, mergem spre orășel. Spre cazare. Main bus terminal. Acest loc se pleacă spre Dubai. Dubai. Și tocmai de acolo te combine. Că e un bus.
Avem 20 de minute de mers pe jos. E foarte aerisit locul. Uitați cât am mai trotuar. De intri, faci două benzi de auto. Pentru pasionații de skate, veniți în Abu Dhabi. În aeroport a fost foarte lejer, nu ne-a întrebat nimeni unde mergem, cât stăm. Am arătat pașaportul, ne-am făcut o poză, am printat rapid și aia a fost. Da, am printatul n-a fost clasic, era un device deasupra căruia trebuia să-ți treci mâna și asta era amprentarea, nu era practic atinsul aparatului cu degetele. Călătoria cu busul este foarte ieftină, undeva la 5 lei, dacă vă vine să credeți, de la aeroport până în centru. În oraș este mult mai ieftin de 5 lei călătoria. Cred că e 2 dirham, nu? 2 dirham, da. Care înseamnă... 2 lei. 2,50 lei. 2,50 lei. Și a făcut busul foarte rapid acest traseu, cred mai că... puțin de 30 de minute, cred că, nu? Cam așa, da. Busul școlar School Bus. La prima impresie este foarte aerisit orașul. Străzi mari. Deja erau români în avion. Mamă! Cum e? Câte luminițe! Mesaj important de la Maie. În acest stat, infracțiunile legate de droguri sunt sancționate cu pedeapsa capitală. Mare grijă să aveți dacă veniți în această zonă. Cu gânduri necurate. Deci nu transporta pachet pentru alții. Acestea pot conține droguri. Prima moschee care ne iese în cale. Moschea cu lumină verde. Cred că majoritatea au lumină verde. Wow, cât de bine poate să fie afară cald. Nu e nici vânt, nici foarte cald, nici foarte frig. Este temperatura perfectă. Am rămas cu geguța. Aici, cu geguța asta pe tine, că... Am rămas, ce să fac. Ia uite Lego ăla cum s-a consumat. Lego, Lego. Pentru cine nu-i cu minte, intră la cușcă. Să nu credeți că aici nu se ridică ștergătoare, e poftim. Ștergători ridicați. Bacala! Am ajuns aici, o să stăm. Bacala! Lângă. Oameni! Ce ai ajuns? Stai că ai ajuns. Home sweet home. Nu știu dacă merg. Aceasta este camera pentru 20 de euro cu noapte. De fapt mai puțin de 20 de euro. Cu un pat mega mic pentru doi castraveți. Și cam asta e tot. Un dulap. Un dulap. În spatele tău, în care avem... Safe. Papuci. Asta a fost o cameră mare și cu pereții și a delimitat. Am împărțit-o în două. Ce vreți? Asta este pentru 20 de dolari. Asta a fost cea mai ieftină variantă. 70 de euro pentru 4 nopți. Pare cam lux, nu? Pentru 20 de dolari. 90 de dolari, dar asta e ce n-am permis. Am ieșit la o tură. Tura de nopți. Tura de noapte. Și a urma Beirut în față? Nu, chiar am băgat porceala acum de Crăciun și la pomană, la broască, ne-am porcit într-adevăr. Adică eu cel puțin am băgat și ieri cărnoase. Asta după o grămadă de timp. Dar nici că mai îmi trebuie o grămadă de timp. Pe strasă. Un falafel? Am ajuns la magazinul Amin. Un supermarket. Sorna.
supermarket în față. 6 benzi, trotuar cât 3 benzi. Bun venit în Abu Dhabi. Ce putem să facem la 12 noaptea e să mergem la mall. L-am găsit lângă noi. Poate să ne luăm niște gustări sau ceva. Mall care presupun că e non-stop. Poate vezi că ne dau afară. Că se închide. Hai pe supermarket. Supermarketul de la 12 noaptea. No limit, loves Abu Dhabi. Am prins fix când s-a închis, la 12 se închide supermarketul. Dar mall-ul rămâne deschis. În față, Paul, vor avea covrici. Am găsit un supermarket, deci 4 egal 1 euro. Supermarketul se numește From Philippine with Love și miroase a pește. Niște pești la pungă? Avem anșoa, musafiri, nepoftiți. Hai pe miere. Ceva interesant? Ah, ca pe vremuri. Mingile. Un lăptic cu cardamon.